Ce rol ați jucat în evenimentele din 1989? În evenimentele din 1989 am jucat sau am interpretat rolul de conducător principal al Revoluției Române din decembrie 1989, în sensul că am fost mai întâi principalul organizator al declanșării Revoluției în data de 20 decembrie 1989, pe fondul social al desfășurării Revoltei Timișorene, declanșate în data de 16 decembrie 1989. Apoi am fost primul președinte și totodată președintele fondator, de fapt și ultimul președinte al Frontului Democratic Român, formațiunea politică de tip front care și-a asumat în condiții de ilegalitate conducerea Revoluției Române din decembrie 1989 la Timișoara, formațiune politică înființată tot în data de 20 decembrie, am îndeplinit o serie de acțiuni deosebit de importante pe care eu le consider astfel și determinante pentru victoria Revoluției Române din decembrie 1989, începând chiar cu data de 20 decembrie 1989, în care, în numele Frontului Democratic Român, am proclamat orașul Timișoara, oraș eliberat de totalitarismul ceaușist. După victoria Revoluției Române din decembrie 1989, care s-a petrecut în data de 22 decembrie, ora 12 și 10 minute, moment marcat de fuga cu elicopterul a cuplului ceaușist din capitală, am încercat să ne deplasăm în capitală pentru a face joncțiunea cu așa numitul, acum spun așa numitul, pentru că atunci am crezut că este autentic, ulterior mi-am schimbat opinia, așa numitul Consiliu al Frontului Salvării Naționale, despre care s-a anunțat că a fost constituit în capitală, dar între timp s-a declanșat un complot denumit popular atacul teroriștilor, care s-a dovedit a fi însă ulterior o acțiune criminală anti revoluționară, de fapt, declanșată și coordonată de către o grupare din cadrul Ministerului Apărării Naționale, condusă, cum s-a dovedit ulterior, de către fostul general Victor Atanasie Stănculescu. Noi am trimis manifestul Frontului Democratic Român, care nu apăruse încă ca manifest tipărit de tipografie, dar era scris de mână sau multiplicat prin Xerox, a fost trimis prin trenurile care plecau în restul țării, astfel încât populația, cu rugămintea de a explica și în acele zone ce s-a întâmplat în Timișoara. Deci, din acest punct de vedere, ne revendicăm și pot să-mi revendic, inclusiv la nivel personal, acest merit de organizator principal al Revoluției Române din decembrie 1989, în măsura în care era posibil atunci, inclusiv la nivelul întregii țări. Deci este o minciună și este o diversiune să se creadă că acest conducător a fost Ion Iliescu sau altcineva din capitală, ci doar faptul că i-au confiscat Revoluția sau Dumitru Mazilu, au confiscat Revoluția și nu numai atât, au boicotat mai departe participarea reprezentanților și mai ales a conducătorilor Frontului Democratic Român la preluarea puterii în stat. Întoarcere la momentul 89. Care sunt motivele pentru care ați participat la acele evenimente? La acel moment încă nu realizam faptul că este posibil ca această revoltă să se transforme în revoluție și eram preocupat de faptul că era posibil ca finalul acestei revolte să fie cel de la Brașov. Caz predecesor a fost și ce s-a întâmplat la Iași înainte. Și cum caz predecesor putea să fie și ceea ce s-a întâmplat la Timișoara, dacă Timișoara n-ar fi avut șansa unor conducători și asta m-a determinat să mă implic. Și mi-am dat seama că dacă nu ne vom implica un număr de oameni care capabili să atragă atenția prin capacitatea lor de organizare și să transforme revolta în revoluție, exista riscul ca la Timișoara să se întâmple exact ceea ce s-a întâmplat la Brașov și ulterior tot ce i-a arestat să aibă de pătimit. Ce a câștigat România în 1989? Promitea să câștige mult, fundamental să câștige. Din nenorocire, datorită confiscării Revoluției în capitală și ce am expus anterior, a câștigat foarte puțin prin faptul că
Revoluția a durat foarte puțin, schimbarea s-a produs foarte repede, iar cei care au pregătit și declanșat Revoluția n-au fost pregătiți și pentru a prelua puterea în stat într-o perioadă atât de scurtă. Ce a făcut Revoluția Română în decembrie 1989? A dus o puțină libertate, nu și dreptate, dar a adus libertatea atâta cât să putem exprima în continuare, să ne manifestăm liber și să vorbim liber. Dar această revoluție, această libertate ne dă posibilitatea acum să privim critic sistemul, să-l putem condamna sau aprecia din punct de vedere al diferitelor interese individuale, dar mai ales sociale, la nivel societal, și să propunem anumite schimbări. Deci asta este câștigul principal al acestei revoluții la nivelul libertății. În rest, trebuie să, cu regret să spun că din toate punctele de vedere, aproape din toate punctele de vedere, stăm mai prost decât înainte. Cât din proiectul 89 a fost dus la îndeplinire? Foarte puțin. Afară de această libertate și de menționarea în Constituție a faptului că această republică, acest stat republican pe care noi îl avem acum, se bazează pe Revoluția Română din decembrie 1989. Eu, în ceea ce mă privește, mă consider un revoluționar autentic și consider că orice revoluționar autentic, atât timp cât trăiește, trebuie să rămână un revoluționar care să fie în concordanță cu idealurile Revoluției la care a participat, să le apere și să le promoveze în continuare. Din nenorocire, în România nu s-a întâmplat așa. Deci noi am luat suveranitatea națională, adică puterea într-un stat democratic, de la cel care a confiscat-o, Partidul Comunist Român și, în special, clientela politică a Partidului Comunist Român și cuplul totalitar, și am redat-o înapoi poporului. Din nefericire, din nenorocire, aș spune, n-am avut puterea să protejăm poporul și să-l aducem în postura de a se putea apăra singur. Revoluția la 25 de ani. Care este moștenirea Revoluției? Moștenirea Revoluției este, din nenorocire, o moștenire care se diminuează pe zi ce trece. Am ajuns, din ceea ce am fost promotori ai viitorului României, în apărători, în măsura posibilităților, a idealurilor Revoluției Române din decembrie 1989. Dacă v-am spus că inclusiv în diferite variante de proiecte de Constituție pe care le-am văzut, referința la Revoluția Română din decembrie 1989 este scoasă, dacă în Timișoara ultimii doi primari efectiv au ignorat ziua de 20 decembrie, am ajuns în a gestiona un eveniment istoric și de a-l apăra de pervertiri, de falsificări și de alte acțiuni agresive într-un context în care s-a ajuns până acolo încât se dorește să se acrediteze ideea că în România n-a fost niciun fel de revoluție, că de fapt s-a stabilit la Malta ceea ce trebuia să fie în România și că de fapt noi am fost dirijați, păpușați de niște agenți de ăștia acoperiți într-un mod ocult, să spunem așa.